Președintele Organizației Județene Suceava, PMP, Marian Andronache, a solicitat demisia Ministrului Educației Sorin Câmpeanu. Liderul PMP Suceava consideră că declarațiile sfidătoare oferite opiniei publice nu arată o atitudine demnă de un ministru. Mariana Andronache a precizat că un ministru al educației trebuie să fie un model pentru întregul sistem de educație, în mod egal pentru elevi și pentru profesori. Sorin Câmpeanu s-a dovedit de-a lungul timpului un vașnic apărător al plagiatorilor prin proiectele impuse pentru modificarea legii educației. Nu la fel de consecvent a fost și atunci când a fost vorba despre protejarea drepturilor și intereselor elevilor din România. Eliminarea burselor de merit este un astfel de exemplu, a spus Andronache. El a adăugat că Partidul Mișcarea Populară cere răspunsuri clare de la Sorin Câmpeanu pentru acuzațiile de plagiat. Liderul PMP Suceava consideră că declarațiile sfidătoare oferite opiniei publice nu arată o atitudine demnă de un ministru și mai ales unul al educației. Partidul Mișcarea Populară spune clar că plagiatul este o formă de furt și oricine se face vinovat de furt trebuie să plece din funcția publică, indiferent de postul pe care îl ocupă. A încheiat președintele Partidului Mișcarea Populară, Suceava, Marian Andronache.